Bună ziua! Astăzi o să facem o scurtă prezentare a măștii pentru Revelion, pentru obiceiurile tradiționale românești care se țin și se fac la cumpăna dintre ani. Mai exact, o să vă prezint o mască din moș. Da, după cum puteți vedea, moșul meu o cam spus minciuni, pentru că eu crescut și nasul mare, pe deasupra mai e și roșu. Câteva cuvinte despre măști. Măștile se pot face din diferite materiale, începând de la pânză, la piele de animal. Eu am făcut-o din piele de animal, mai exact dintr-un cojoc vechi. Am decupat partea de subt a cojocului, deci căptușeala, și am îmbinat bucățile între ele. În felul ăsta am putut să creez mască. Cum vedeți aici, am pus o bucată de blană brumărie. Uitați, da, semnificăm barba. La sprâncenii am atașat la fel un pic de brumăriu și din coace albu. Bineînțeles, nu putea să lipsească nasul roșu. Da? Un nas care l-am făcut dintr-o bucată de material roșu, mai exact era un ciorap dintre ăla care se dă cu cadouri la copii și se agață pe șemineie, un ciorap roșu. I-am făcut limbă, da? După cum vedeți, nu i-am făcut dinți, pentru că moșul este bătrân și chiar nu mai are dinți, deci atât au mai rămas, doar nasul și limba. Totul am cusut pe o pălărie veche, deci puteți să vă dați seama că nu folosim resurse care să fie foarte costoase, adică să cheltuim foarte mulți bani. Variantele de măști diferă foarte mult, începând de la, știu eu, măști, cum spuneam, frumoase, care semnifică binele, la măști urâte, da? Măștile pot să fie, să zicem, cu chip de animale, urs, lup, capră sau altfel de monștri și monstruleți. Dar predomină masca cu chip de diavolet, de moș, de babă. Da. Ce pot să mai spun? Că nu este greu de făcut o mască, trebuie să ai un pic de imaginație. Da, după cum vedeți, foarte simplu, se pot face mai frumoase, să zicem cei care au oi și au lână de oaie, piei de oaie, cu lână lungă, bărbile se pot face mult mai lungi, mai nițoase, să zicem așa. În trecut mai atașam în loc de dinți, sau aici colo câte un dinte, între ghilimele, care era făcut cu sau din fasole. Da? Mișiram așa un șirac de fasole și le puneam acolo fasole care semnificau dantura sau lipsa danturii, mai bine zis. Da, cam asta este masca. Am să vă arăt și în partea din spate. Uitați. Uitați. Da? Deci tot a fost pus pe o pălărie. Cum vă ziceam, nu este nimic greu, nimic dificil. Se poate face foarte ușor. Trebuie să ai doar un pic de imaginație și voință. Voință, da. Ia uitați, după cum vedeți, am pus masca pe față. Important este la mască să fie comodă, să nu fie foarte grea,
să ai o vizibilitate foarte bună prin găurile care sunt lăsate la ochi, da? Deci să vezi foarte bine prin ea. Și un lucru foarte important este să ai o respirație foarte bună, adică locul pe unde să respiri să fie destul de mare pentru a nu avea insuficiență respiratorie și atunci ar apărea probleme. Deci masca ar fi incomodă. Noi masca trebuie să o purtăm cu plăcere. Facilitate. Ia uitați ce nas are. A? Cam multe minciuni au spus. Da. Cam asta a fost de spus. Ia să vedem dacă o dăm jos. Uf! Ia să-mi așezăm pe cu spărul. Așa. Și să-mi așez un pic și ochelare. Da. Ia uitați. Vedeți o diferență între mine și ea? N-aș putea să zic. Poate că barba e cam mai lungă. Poate. A, n-are ochelare, mă. Asta era, vezi? Deci masca, dacă ar fi avut ochelari, și n-ar fi avut nasul ăsta chiar așa lung. Hai, acum, mai zic eu minciuni, dar nici chiar așa. Asta e treabă? Uitați-vă așa din profil la mine. Nu prea se potrivește. Da. Cam asta este prezentarea măștii. Da? Se vede. Ia uitați. O mască care se poate fi purtată în la cumpăna dintre ani, în noaptea de Revelion, în ajunul anului nou, când se merge cu plugușorul, cu mascatul. Da. Eu numai că mi-am cifurit barba. Eu am să vă spun acum un an nou fericit, un 2023 plin de împliniri. Hai că m-am mânecat. Oare din cauza că era vorba de împliniri? Poate. Poate că da, poate că nu. Pe canal la mine mai puteți găsi și sigur găsiți și felul cum am făcut masca în detaliu. Adică cum am tăiat, cum am cusut, plus minus câteva lucruri care sper să vă fie de ajutor pentru cei care voiți ca să vă faceți o mască pentru a o folosi cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Da, eu aici am să închei, vă doresc din nou un an plin de fericire, sănătate și să ne revedem cu bine, să ne revedem cu bine tot timpul. Că asta este cel mai important. La revedere și un an bun!